Iată o altă filmare, de data asta vreau să vă arăt stupul termic din Republica Moldova lui domnul Midrigan. Acest stup, chiar e curios, să vedem, până acum am văzut puiet pe două rame, cam asta este la mine. Ceea ce n-am respectat la dânsul este împachetarea. Am lăsat folia tot anul, adică toată iarna, tot anul pot să zic. Și să văd acum, el a iernat pe 6 rame, am pus și polistiren și acum îl deschid prima dată din luna octombrie. Să văd cum se prezintă acest tub, iată și cu tratamentele deasupra. Cam asta este stupul. Ceea ce văd eu așa. Să văd dacă au mucegăit ramele, n-au mucegăit. Ca să schimbăm împachetajul, dacă e o problemă cu folia, fiindcă eu așa am gândit atunci. Am văzut și la dânsul vreo câțiva cu folie și am zis să las și eu. Iată, să văd ce albine, ce puiet are, dacă merită efortul de a face acest tip de ladă. O să iau ramă cu ramă, să văd consumul de hrană, cam ce e, fiindcă la mine este în probe acest tip de ladă. Am făcut și eu cu uneltele care le-am avut. Deci asta e prima ramă. În partea de jos e un pic de mucegai. Are mucegai, deci sincer cred că îmi vine să mut în altă ladă această colonie sau pur și simplu să îndepărtez folia. Acum se vede cum se prezintă colonia. Ea așa arată destul de bine, da? Se pare că cu folia nu i-a mers prea bine. E singurul care l-am lăsat cu folie. Nu e bine. Și concluzia este că trebuie făcut aerisirea în capace. Puiet nu văd să aibă. Aici avem matca, are și puiet, arată destul de bine. Acolo ultimele rame mărginașe văd că au mucegăit un pic și partea de jos. Partea de jos a mucegăit chiar. Acum o să urmăresc, să caut o ladă, o să o mut în altă, nu o să mai las în lada asta, fiindcă nu e sănătos pentru ele.
o să aduc o altă ladă și băgăm albinuțul în altă ladă. Și lada asta trebuie dezinfectat. Deci asta se întâmplă cu astfel de... Deci trebuie aerisire în capăt. E singurul la care mai am această problemă, adică a fost un test. Nu-i bună iernarea în tip închis. Și vom muta, iată ce de mucegai are această ramă, o să o și scutur când o mut în cealaltă ladă. O să mă duc să aduc o ladă și mutăm. Mutăm că nu-i bun. Acum avem ocazia și o să o mutăm. Deci asta e rezultatul acestui stup. Trebuie aerisire în capac, simplu. Bun, până data viitoare, numai bine!